Cei care s-au născut în Zodia Scorpionului vor avea între 10 și 11 decembrie o perioadă în care ideile lor vor fi mulversate sau un principiu de viață va fi puternic zdruncinat de un eveniment care îi va face să-și revizuiască părerea despre un om, un grup, o intenție, un program de care știa, pe care îl prețuia, la care poate și aderase în ideea că dorește să coopereze și să se implice. Dar evidența unor întâmplări îl va face să dea un pas, 2-3, cât va fi cazul, înapoi, ca să se distanțeze de acel mecanism și de consecințele unor derapaje de limbaj, de gândire, de acțiune. Se va izola chiar și de oameni, va fi foarte surprins. S-ar putea ca o persoană să decadă din statutul de respectabilitate și admirație de care se bucura în ochii unui scorpion și acela să fie deziluzionat și să înceapă să își pună întrebarea dacă mai poți avea încredere în cineva. O întrebare așa retorică, dar probabil că ea va fi justificată de ecoul puternic în plan afectiv al acestor constatări nemulțumitoare. Altfel stă situația în casa a treia, unde, începând cu 10 decembrie, își va face simțită prezența planeta Venus. Ea va intra în zodia Capricornului, pe care o va străbate până pe 3 ianuarie și timp de 25 de zile va fi un factor bun pentru comunicare oficială, relație cu instituțiile pe orice cale, verbală, înscris, prin intermediul documentelor și așa mai departe. Nu va fi o piedică în calea deplasărilor, dar nu va fi un factor de exuberanță și de satisfacție și de entuziasm, cum ar fi o excursie, o vacanță exotică, o călătorie presărată cu aventuri și poze minunate și amintiri speciale. E mai restrictivă, poate și pe fondul unei atitudini de responsabilitate față de bani gândire și comportament econom, strângător, care nu mai vrea să risipească sau vrea să cheltuiască și să investească strictul necesar, dacă evident se pune problema, nu gratuit, nu hazard, nu încercare, nu tatonare. Din cauza acestor motivații solide care îl fac să ia în calcul și renunțarea la, unu la anume bucurii sau la anume proiecte, se poate vorbi și de destul de multă stagnare. Nu va fi o perioadă marcată de mobilitate, de dute vino, de agitație, de vizite, de deplasări, de schimbări, de regim de viață. Să stea o zi într-un oraș și o zi în alt oraș, să fie mereu pe drum, să schimbe mijloace de transport, un mod de viață obișnuit. În schimb, cele două planete. Venus și Mercur, care la un moment dat se vor afla și în conjuncție, săptămâna noastră de care vorbim, următoarea, cea de după 16 decembrie, permite acumulare de informații, de detalii mai ales, fixare de cunoștințe și deprinderi tehnice, exerciții de manualitate, de îndemânare, abilități practice care pot să fie câștigate prin lecții, prin repetiții și prin uh, punerea în practică, până când ajunge la un nivel de performanță nativul. În acest sector există Pluton, care Pluton creează destul de multe discordii. El nu este o planetă care să intervină la tot pasul. Dar fiind o planetă lentă, și care lucrează pe spații mari, pe colectivități mari, creează un curent de opinie, un statut sau un cadru general. Și din această perspectivă trebuie să vă revizuiți oarecum părerea pe care o aveați despre problemele care se vor fi petrecut în legătură cu această casa a treia. Învățătură, examene, studiu, acumulare de cunoștințe, dialoguri, schimb de impresii, de idei și călătorii. Și dacă pe unul dintre aceste culoare de viață și activitate se vor fi petrecut niște anomalii, niște dezordini, niște situații profune mulțumitoare sau costisitoare, atunci și unii vor trebui să înțeleagă faptul că nu este doar o interpretare de moment subiectivă pe ideea unui transit care ar putea fi văzut și altfel, și mai bine sau mai puțin negativ. Problema nu stă așa. Problema stă în, cu totul și cu totul altă parte. Pluton este denumit și marele falimentator. El introduce dezordine, faliment și distrugere a registrului în care el se instalează. Din punct de vedere colectiv, el de când a venit, dacă în acum 8-9, 10 ani, vă spuneam asta, și am și spus-o nu m-ați crezut. Acum, pe fondul evenimentelor care se derulează, este mai mult decât o evidență, nici nu mai trebuie să îmi dați dreptate. Ați ajuns singur la această convingere, cum că a fost vorba de un atac la adresa tuturor instituțiilor de toate felurile în lume, în general. Că la un moment dat s-a reflectat și în viața și activitatea din România, asta e altceva. Acest atac la instituții a dus și la atacul asupra unor idei, asupra unor cadre de gândire, unor promovări care nu întotdeauna au fost binevenite sau bine puse în practică. Inovații în relațiile cu instituțiile, modul de viață, de exemplu, sistemul educativ, sistemul sanitar și așa mai departe. În plan individual, el este mai puțin, cum spuneam, eficient, dar este mai eficient în cadrul general. Și acest cadru general controlat de Pluton în sectorul casei a treia pentru cei născuți în Scorpion s-a instaurat în noiembrie 2008. Prin urmare, în acest sector, Pluton Lucrează și nu în favoarea nativilor de 14 ani. Deci, nu e o chestiune subiectivă că săptămâna asta am dat vina pe Pluton sau că de nu știu cât timp altceva mai bun nu găsim decât să creiem sau să identificăm dizarmonii în cauza lui Pluton. Problema e că e de 14 ani și acolo lucrează și lucrează profund. Pluton are un tip de operare în manualele de astrologie denumit tabula rasa. Adică strică tot, nu lasă nimic, sacrifică și cei bun. Și de aici senzația de dezordine, de neputință, de a păstra ceva, de a conserva sau de a reface, a unora. De aici senzația că sunt momente în viață care îi depășesc, le depășesc puterile. Ba chiar le depășește și puterea de înțelegere nu pot să vă iluzionez că n-am făcut-o niciodată. În siajul la ceea ce v-am explicat până adineori, trebuie să vă mai spun și că Pluton nu pleacă prea curând și va mai sta exact 2 ani. Adică până pe 20 noiembrie 2024. Exact 2 ani în care trebuie să ajungeți la înțelepciunea de a vă obișnui cu această dezordine pe care Pluton o Instaurează în viața dumneavoastră. Acum este un aspect. Fiind vorba de previziuni generale, noi vorbim de axa caselor a treia și a noua, conștiință, gânduri, profesie, planuri de viață care nu ies, proiecte mici care se încurcă, la care renunțați, pe care le sacrificați. Dar s-ar putea ca din perspectiva horoscopului personal, că unul are toată lumea, doar că nu-l știe toată lumea cu precizie, pentru că nu-și cunosc ora. Din perspectiva orei nașterii, toată lumea are o anume distribuție planetară și e posibil ca această configurație cu Pluton să cadă pe o altă casă. Și atunci identificați, ca o cheie de verificare, verificați ce în existența dumneavoastră nu de câteva luni sau de un an, doi merge rău, ci ceva care merge rău de foarte mulți ani. Cândva, cumva, în acești 14 ani s-a activat. Chiar dacă în primul an și al doilea an nu a produs efecte în viața cuiva, la un moment dat tot produce în sectorul în care, cum spuneam, dacă nu pe harta generală, pe harta particulară, individuală, tot produce. Și în funcție de ceea ce vi se sugerează dumneavoastră, că ar fi de lung timp în neregulă, atunci puteți trage concluzia că acela e sectorul în care încă doi ani mai e nevoie de răbdare, dar e nevoie și de putere, de luciditate, de înțelepciune și poate chiar de o altă abordare, mai puțin fatalistă și mai puțin pasivă. Pe ideea mi se tot întâmplă. Bun, și ce faci în astfel de situații? Nimic. Nu-i bine nimic. Trebuie să se facă ceva. La orice fel de impact negativ din punct de vedere astral, trebuie să existe o replică în viața concretă, dar și la nivelul conștiinței. Între 12 și 14 decembrie dimineața, presiuni profesionale, chestiuni de imagine. Nu toate sunt ușor de suportat, nu toate sunt ușor de gestionat. Se reface iar un pătrat mistic, adică o cruce fixă care are toate cele patru brațe. Din punct de vedere geometric, locuite de planete, care construiesc numeroase quadraturi și opoziții. Perioadă stringentă în care scorpionii nu se vor simți în largul lor, vor avea impresia că presiunile vin din toate părțile, vor avea impresia că nu toată lumea iubește și că prea multă lume nu le dorește binele, pentru că se vor confrunta la tot pasul cu aspecte dizarmonice. Nu toate sunt importante, multe sunt trecătoare, sunt și superficiale, le vor și uita, dar pentru moment îi vor destabiliza. Între 14 decembrie după ora 10 dimineața și 16 decembrie, mecanisme astrale care privesc relațiile de prietenie și cele de dragoste. Pe cele de prietenie nu le destabilizează, ba chiar intervine așa un soi de pragmatism, de gândire pozitivă în limitele unui interes comun sau unui interes general pe care trebuie să-l slujească cu puterile lor, cei născuți în scorpion, cu prietenii și apropiații lor. Din punct de vedere afectiv, în continuare, baie de sentimente, perioada aș denumi-o sentimentalistă și romantică, și. Plină de fiori și de aspirații, și mai ales de așteptări. Jupiter încă mai poate să fie eficient până pe 20-21 decembrie, să consolideze o relație sentimentală, să lămurească niște lucruri, să apropie niște suflete. În mod special pentru cei născuți în zodia scorpionului, atrag atenția asupra unei combinații care pentru dumnealor are importanța, are efect, are relevanță din punct de vedere astrologic și anume este vorba de un trigon pe care îl va face luna neagră la 27 de grade în rac cu Jupiter la 29 de grade pești. Deci luna neagră va lovi, să zicem așa, sau va privi casa cincea sentimentelor. Într-o complicată logică de idei, poate fi vorba de reticența ale unei persoane născute în Scorpion față de cel cea care îi este apropiată cu privire la felul de a gândi mentalitatea, educația, opiniile și idealurile aceluia sau aceleia va fi șocat să afle niște lucruri, să constate niște adevăruri, să descopere niște realități care îl definesc pe acela. Și va fi dezamăgit. În fine, pot să spun și cuvinte mai spre, dar mă opresc aici, pentru că nu va fi deloc de acord cu ceea ce va înțelege că e o realitate în structura acelei persoane. Și în acele condiții, automat se pune problema cât și cum mai rezistă, nu relația, că relația așa, presupun că acela se preface, minte, nu spune tot, mai poate continua pe bază de prefăcătorie. Dar odată revelat adevărul, nu mai pot funcționa sentimentele, pentru că cel născut în zodia Scorpionului va spune și eu pe cine iubesc și de ce să-l prețuiesc când viața lui e construită, iată, pe gândire defectuoasă, pe o mentalitate viciată de cine știe ce interese sau Preocupări și activități sau mize în viață, ce vrea. Eu pentru asta n-am nici cum să-l admir, nici cum să-l iubesc. Nu pot decât să-i atrag atenția că greșește, să încerc să-l schimb și să primesc refuz, respingere, și atunci tot la despărțire ajungem. Aceasta este o condiție astrală, să-i spunem unicat. Ea se va manifesta în puține cazuri, în condiții foarte speciale. În general, îi privește pe cei maturi. Nu este un aspect care să aibă valoare pentru cei tineri, pentru că aceia nu vor avea maturitatea sau seriozitatea interioară, consecvența interioară cu niște principii pe care le au maturi, ca să judece atât de aspru și de fără tăgadă. N-are cum să ierte, să uite, să se prefacă. Și atunci nu poate decât să țină cont de aceste evidențe. Acesta este un context unic. El se cheamă descoperire și de sine sau de celălalt. Poate să însemne revelație, poate că relația durează de ceva, dar ea s-a bazat pe niște secrete care acum ies la iveală și răstoarnă totul.